Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Astăzi, dragilor, vorbim despre metode de a petrece timp de calitate între părinți și preadolescent, 11-14 ani. Uuu, da, știu, și eu ca și tine am trântit multe uși. De multe ori am spus, mm -hmm, plec de acasă, până într-o zi când mi-a zis tata, hai, ușa ai deschis și am zis, Hai că mai stau un pic și mai analizăm un pic situația. Alături de mine a venit Diana Fraței, care este psihoterapeut de la Viața cu Sens și a venit să ne dea un sens uh, dezbătând această temă. Bine ai revenit! Bine te-am găsit, tili. Deci, cum să treaba? Eu n-am copil pe la vârsta aceea și... Uh, încă mai avem șansa să mai vrea să petreacă timp cu noi, nu știu dacă toți strântesc ușa și pleacă la vârsta asta deja, uh, însă își doresc să facă lucruri active cu noi și am întrebat dintre clienții mei de vârsta aceasta și am întrebat ce ți-ar plăcea să faci, ce înseamnă pentru tine să petreci timp de calitate cu părinții și mi-au spus ceva de genul că le-ar plăcea să facă lucruri împreună, de exemplu să meargă pe munte, să facă drumeții, dar nu să stea la grătar. Nu s ce drăguț. Nu s Cam asta mi s e. mi s-a zburit pielea pe mine da. ce drăguți uh, le-ar plăcea de asemenea să-și vadă și părinții că fac lucruri mai aventuroase pentru că deja la vârsta asta ei experimentează uh, au pasiuni, le plac anumite lucruri și le-ar plăcea să vadă că și părinții ei poate să împărtășească lucrurile astea și uneori, nu știu, asta poate să însemne să deseneze împreună sau să vadă anumite filme și să le discute e o vârstă și de grație la care pot să încep să mergi cu copii, eu știu, la concerte, la teatre de o altă factură, adică poți să introduci într-o cunoaștere un pic diferită, la care nu-i duce neapărat școala, Uh, poate să fac, nu știu, legături cu părinții și într-un fel uh, legat de pasiunile părinților. Că uneori părinții se gândesc ce aș putea să fac, îmi închide tot timpul ușa, sunt anumite lucruri pe care tu găsești energie tocmai pentru că îți plac ție. Și atunci poți să vorbești cu copilul și dacă cumva vezi că rezonează, nu știu, poți să iei la meciurile tale de fotbal pe stadion sau uh, să împărtășești ceva. Sportul e o modalitate extraordinară prin care poți să conectezi cu copilul, faci ceva împreună cu el și. Eu fac foarte multe petreceri, deși nu stia în categoria de vârstă, mm -hmm. foarte mulți Încă prieteni merge, de da. ei mm -hmm. uh, și cred că ar merge și atunci, da. pentru că oricui, sau Aș, cel puțin așa îmi place să cred, toată noi se strângem bucătărie atunci când se gătește sau se face ceva da. Sau dacă a, a, ai spune hai să strângem toată gașca și să facem o prăjitură și să faceți mm -hmm. o petrecere I-ai pe toți, ar fi conectați toți, da. dar ar și avea timpul lor și intimitatea lor da. Și în felul acesta cred că ar, ai devenit și un părinte de bază, să zic așa cum era numită mama mea, știi, în gașca mm -hmm. a, la vârsta mea Pentru că foarte mulți dintre copii nu vorbeau cu părinții lor și, da. și mereu spunea, wow, ce de gașcă că e mama ta și mi-aș dori să fie și mama mea așa. Da, și trebuie să creezi niște con un context în care ei să se simte simt relaxați, nu ăla în care îl întreb și ce ai făcut și ce cum îți merge. Și atunci să stăm la masă fără să le dăm sfaturi, mai degrabă să-i întrebăm sau atunci când avem momentele de seară să-i lăsăm pe ei să vorbească. Sau când genul ăsta de întâlniri cum spuneai tu, chemăm prietenii acasă, vrei să stai cu prietenii, super, hai să facem ceva împreună. Acum la vârsta asta la adolescenți mai merg încă fac experimente, le place să descopere lucruri, să nu ne stresăm, nu știu, că ne consumă făina oțetul sau lucrurile astea care sunt, no, nu știu, atât de no, so -sofie și Să are niște pise okay. foarte frumoase și îmi spune că să iau bilete de avion pentru toată lumea la Paris, mm -hmm. și să mergem împreună. Mm -hmm. Și am zis, mămică, n-am câștigat la lotă nu am cum, și zic nu putem să plecăm cu toți copiii, pentru că ce să vezi? Nu putem să trecem granița cu ei. Dar este frumos că, că își dorește, fiindcă, indiferent cât de solicitant a fost pentru mine ca și părinte, și mi-ar mi mi face o de plăcere ca cei care ne ascultă să, să înțeleagă, toate suntem obosite, toți suntem obosiți. Dar când vezi bucuria copilului pe față și distracția lor, credeți-mă că vă trece de tot și toate. Da. E bine dacă ai spune că am făcut și bătaie cu făină? Oh, excelent, așa e. Când face cald afară, cu apă sau cu noroi, când plouă, ne îmbrăcăm în lucruri care nu ne deranjează că se murdăresc și deci exact exact că... să ne prostim, exact. să ne jucăm, să ne punem la mintea lor, pentru că ne luăm foarte mult în serios și atunci se creează o relație de răceală, de distanță, în care. Noi îs... spunem, ei trebuie să facă? Da, da, și în timp lucrul ăsta duce la acea distanță dintre generații, care nu e musai să existe. Dacă noi reușim, să facem podurile astea între ei și noi, lăsându-le, bineînțeles, independență cu cât cresc în vârstă, mai ales în perioada asta preadolescență, să-i lăsăm și pe ei să facă lucruri, de exemplu, dacă e o activitate care necesită planificare, eu știu, să mergi pe munte și să pui ceva în rucsac sau așa, în loc să le spunem noi ce să facă, să-i lăsăm pe ei să fie, nu știu, liderul grupului și să și ne să dea nouă un rol, să ne spună, da, cât durează până acolo. Sau... Adică, ca și o concluzie la tema noastră, timp de calitate între părinți și preadolescenți ar fi pe genul, haideți să ne ascultăm și noi copiii și să vedem cam ce-și doresc exact. și să ne lăsăm așa uh, liniștiți uh, atunci când ei, nu știu, au tot felul de dorințe și nouă ni se pare, ce? Să urcăm pe munte? Hai, și te pleacă de aici, că mm -hmm. eu nu urc să fie pe genul, da, ce-ar fi să urcăm pe munte? Bună idee! Da! Nu? Mm -hmm. Extraordinar. Uh, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și te aștept uh, și cu alte ocazii la pentru părinți. Și pentru alte informații, nu-i dragii mei, să intrați pe site-ul ITIBITI. Ați ascultat-o pe Diana Frăței de la Viața cu Sens. Mulțumesc pentru sensul uh, la această temă. <laughs> cu drag!